sunt îndeplinite cerințele statuate în legea 215/2001 administrației publice locale republicată. Ședința extraordinară de astăzi, 11 august 2016, a Consiliului Local al Municipiului Turda, este legal constituită. La ședință participă un număr de 19 consilieri din totalul de 21, domnul consilier Moldovan Emil și Moldovan Petru, fiind plecați în procedură de odihnă, anunțând în acest sens secretarul Consiliului Local. Te rog să vă mulțumesc. Bună ziua, domnule primar, domnule viceprimar, stimați colegi, dumneavoastră asistență. Participăm astăzi la ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Turda, convocată prin dispoziția primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian, dispoziția numărul 1930 din 8-8-2016, aplicată de mie legală, articolul 39, alineatul 2, 3 și 5 din legea 215, corroborat la articolul 68, alineatul din aceeași lege. Cel care a convocat ședința vă propune ordinea de zi pe care dumneavoastră o aveți în față, față de proiectul inițial, dacă aveți modificări sau completări. Poftiți, domnul consilier Micu. Domnule primar, domnule Provecea, aș dori introducerea propunerii unui proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a bugetelor de intervenție, DALI, și a principalelor indicatori privind economice, aferenți obiectivului de investiții, de abilitare cu avenuri boli infecțioase și oncologice, la Spitalul Municipal Turda. Mulțumesc toți colegii, am primit materialele și... Așa, deci la punctul 3, da? Și punctul 3 va deveni punctul 4 diverse. Cine este pentru introducerea acestui proiect de hotărâre la punctul 3? Împotrivă? Abține? Dacă mai sunt alte propuneri, modificări, completări de ordinea de zi, dacă nu, vă supun ordinea de zi în ansamblu ei, așa cum a fost modificată. Cine este pentru? Împotrivă? Abține, nu sunt. Trecem la primul proiect de ordinea de zi. Proiect de hotărâre, înainte de a trece la proiectul de hotărâre, vom zice cum ar să facă un anunț. O să mă abțin de la dezbaterea proiectelor 1 și 1, 2. 1-1 și 2-1, ce să se consemneze secretariatul. Primul proiect de ordine de zi este proiectul de hotărâre privind majorarea cotei de dividende cuvenite bugetului local de la SECE Turda Salinul Dorisa. Dacă domnul inițiator dorește să adreseze câteva cuvinte, dacă nu dorește, atunci președintele Comisiei de Specialitate, poftiți, domnul Alcap. Domnule primar, domnule viceprimar, stimați colegi, noi am discutat pe marginea acestui proiect și l-am dezbătut circa 2 ore în ședința de comisie de săptămâna aceasta. În principiu, am dat avizul toți cei 5 membri a comisiei numărul 1, întrucât după ordonanța 64, părerea noastră este că s-au respectat normele metodologice în ceea ce privește aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor și mai mult aprobarea Consiliului de Administrație a Salinei pentru repartizarea acestor sume. Fiind vorba prin ordonanță de 50% din această sumă, sumă care deja a fost virată, în acest raport de specialitate și ulterior în proiect, se solicită aprobarea pentru vărsarea către acționarul majoritar și unic a cotei de 25% din dividende acordate de către societatea municipalității. Au apărut astăzi diferite probleme, să zic așa, de specialitate. Colegul meu, domnul consilier Felizău, probabil că va veni cu expunerea problemelor pe care dânsul le ridică acum, nu în comisie, să fiu cinstit, acum, nu în comisie. Ca dovadă, eu am invitat la ședință pe doamna Hanc, care este contabilă șefă a SECE Salina, da? Să facă precizările de rigoare, dar aș dori să ascultăm, dacă doriți,
opiniile domnului Felezău, pe care, încă o dată spun, în ședința de comisie, a dat avizul pentru acest proiect. Din punctul de vedere și a colegilor NAP, Moldovan și cu domnul Solejan, problema este încadrată în ordonanța 64. Deci, din punctul nostru de vedere, domnule președinte, și a domnului Dumnezeu, care este membru al comisiei numărul 1, proiectul îl susținem în această ședință. Mulțumesc! Ordonanța 36/2002 prevede că la ședințele Consiliului Local iau cuvântul în ordine inițiatorul proiectului, dacă dorește, președintele Comisiei de Specialitate, respectiv cel care a întocmit raportul după care alții invitați nu sunt prevăzuți la luat cuvântul decât dacă nu-i decidem, iar la invitația are dreptul din cunoștință, nu le doar prima municipiului. Dacă va fi oportun, e foarte bine că dumneavoastră a luat această măsură să fie prezent din partea sa din deputat, un reprezentant, și dacă va considera noi oportun, o să dăm cuvântul la momentul respectiv. Mai întâi dăm cuvântul domnului consilier Florin să poftiți. Bună ziua, domnule primar, domnule viceprimar, domnule președinte, estimate doamne, estimați doamne colegi, stimat asistență. Într-adevăr, în cadrul discuțiilor din comisie, am fost de acord cu acest proiect de hotărâre, dar am solicitat și am avut niște discuții cu reprezentanții ANAF-ului, secretariatul să consemneze, datorită faptului că această modificare este de fapt o modificare a bilanțului societății. Bilanțul societății a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 82 din 405-2016, inclusiv repartizarea cotei corespunzătoare de 3 acționari în speță municipiul Turda. Noi suntem de acord cu majorarea cotei. Aici este o problemă tehnică. De la ANAF mi s-a comunicat, având în vedere faptul că exercițiul financiar a fost emis, bilanțul a fost depus, iar secțiunea de din bilanț referitoare la repartizarea profitului a fost înregistrată la Ministerul de Finanțe, o hotărâre ad hoc ulterior ar fi tardivă și nu se poate referi la un exercițiu financiar deja închis. În sensul celor spuse, solicităm un punct de vedere oficial de la Administrația Finanțelor Publice. Deci să nu fim înțeles greșiți, nu dorim să greșim prin votul care îl votăm și solicităm acest punct de vedere de la Administrația Finanțelor Publice referitor la această speță. De asemenea, dacă acest proiect are avizul de legalitate și viza avizului Ministerului de Finanțe, noi solicităm ca sumele care vor fi distribuite către acționar municipiul Turda să fie repartizate la o ulterioară rectificare bugetară către capitolul învățământ, cheltuieli materiale, în vederea pregătirii corespunzătoare a începerii noului an de învățământ și acoperirii bugetului pe trimestrul 4 a anului 2016, unde avem anumite probleme. Vă mulțumesc! Propunerea noastră ne pune într-o situație delicată, pentru că cel puțin prima parte trebuia să aibă loc înainte de votarea sumei de zi. Acum deja am uitat în dezbaterea proiectului, dacă domnul primar nu știe să intervină. Da, prin chestia vorba de problemă tehnică, așa cum spunea domnul consilier, eu am cerut aceste detalii, dacă putem să avem acest proiect de hotărâre. Și doamna directoră executivă a dat și mi-a confirmat că a cerut, s-a consultat, nu știu că proiectul tot cu finanțele publice și avem un punct de vedere și o să ne explice. Primul proiect, doamna directoră. Și
repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat. Conform acestei ordonanțe, la articolul 1, punctul F, se prevede că societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat pot vira 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local sau dividende de către societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat. Deși a fost depus bilanțul și în bilanț au prins acești 50%, prin consultările care le-am avut împreună cu domnul Carin Benigian, cu doamna director de la Salină, cu contabila șef doamna Hang și cu doamna auditor, doamna care a auditat bilanțul, ne-a confirmat faptul că nu există o prevedere legală care să interzică majorarea, deci când ordonanța scrie minim 50%, iar prin hotărâre de Consiliul Local se poate mai mult. Dânsa spune, deci auditorul care a auditat bilanțul la Salină, că nu există o lege care să interzică majorarea după depunerea capitalului social. Iar din punctul ei de vedere, tot ce nu este interzis, este permis. Este o situație nouă, nu a fost până acum, dar această hotărâre de Consiliu își va produce efecte de la data aprobării hotărârii. În acest caz, după aprobarea acestei hotărâri, Salina va convoca adunarea generală a acționarilor, care va modifica acel 25% în plus. Deci Salina va propune, iar AGA va putea aproba și de aici încolo vom fi noi înștiințați și ni se înștiințați cu suma absolută și se poate face viramentul. Deci nu am primit niciun răspuns negativ din partea persoanei care au auditat bilanțul. Și inclusiv doamna directoare, care este juristă de meserie, a spus că se poate. Vom mai mențineți punctul de vedere, da? Da, mențin punctul de vedere și aș dori să se consimeze procesul verbal de ședință ca reprezentantul AGRA al municipiului Tulda, în domnul Cojan Roberu, să nu emită hotărârea AGRA decât după obținerea avizului de la ANAF. Pentru că dânsul poate face acest lucru, să solicite, sau municipiul Tulda, să solicite acest aviz de la ANAF pentru a nu avea probleme ulterioare. Strict din punct de vedere tehnic și aici repet, într-adevăr, legea nu prevede, dar prevede că bilanțul nu poate fi modificat după data depunerii lui la Ministerul de Finanțe și publicarea pe site. Ori această modificare a cotelor de dividende de la 50 la 75% înseamnă o modificare a bilanțului bugetar. Mulțumesc! Domnule președinte, poftiți! O complicăm. Noi, Consiliul Local, care avem un patronat prin această mai departe, această etnitate, SC Salina Tulda, noi nu suntem vinovați. Când acest operator vine cu o situație contabilă, are depășit 50 obligatorul sau depus și cu încă 25. Noi nu trebuie să verificăm noi modul în care s-au împlinit aceste acte. Ei au conturile respective, le înregistrează contul și cu asta ce e impus, ei prin lege nu pot să rețină mai mult decât și din ăla al 5%, 25%. Deci, obligatoriu după acest proiect de hotărâre, Robert Cojan va trebui să convoce, bineînțeles. N-am nici împotrivă să nu ceară avizul sau, mă rog, să zicem așa, vizul, în afluit, dar nu ne poate influența până noi din moment ce astăzi facem hotărâri. Deci, noi nu suntem cei care solicităm sumele respective. Noi suntem cei care primim sumele respective, baza în documente legale. Să vedem și punctul de vedere al secretarului municipiului, domnul președinte.
președinte, din punctul meu de vedere, atâta vreme cât prevederile legale stabilesc un prag minim de 50% Consiliul Local poate aprova majorarea, iar în al doilea rând, atâta vreme cât nu există prevederi care interzic de, care se interzică de punerea bilanțului contabil la referendumul 2015 sau modificarea acestuia, înseamnă că acest lucru este permis. Așa cum sunt ajutorul director executiv, am fost consultat anterior atât eu cât și reprezentanții ai societății care mi-au comunicat că acest demers al Consiliului Local pe care dumneavoastră urmează să la aprobați sau în după caz, este unul legal. Vă mulțumesc! Într-o atare situație, vă supun votului dumneavoastră, mai întâi oportunitatea solicitării unei adrese de la ANAF. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Într-o situație ca și asta, noi vom vota proiectul, dar Statul Sunaca este obligat să facă aceste diligențe anterior operațiunilor de la Salina. Cine este pentru votarea proiectului în ansamblu său cu amendamentul propus de către domnul Fărăzeu? Împotrivă? Abține? Nu sunt. Ba, na. Ba, da. Să nu încercați să vă rog să consemnați. Deci trebuie să precizăm, domnul consilier, ori abținere, ori pentru, am acasă. Nu, dar cu comisie pentru. Asta e... Păi, dreptul dânsul. E drept, așa e. Da, s-a registrat, proiectul a trecut. Da. De ce m-am luat unul proiectul de anezi? Proiectul de drept privind aprobarea retragerii municipiului Tulda din cadrul Asociației cu Sportiv Fotbal Municipal Organizat. Dacă inițiatorul dorește să comise câteva cuvinte, în care eu am dorit să
de cei care au avut rezultate global și cred că au reușit până la urmă acest lucru. Și avantajul a fi mântuit, în primul rând, se asigură transparența totală cu acești oameni, în al doilea rând, nu există alte interese de niciun ordin. În al treilea rând, dăm și obținut în mod expres ca această conducere a grupului domnul doctor Rumasa. Deci a ținut în mod expres ca această conducere a grupului să nu fie remunerată în niciun fel. Toată lumea și aduce contribuția în mod benevol. În al patrulea rând, apar mult mai multe grupe de juniori și tot din turna, fiecare grup, fiecare persoană care are în spate niște jucători formați de toate vârstele, o să aducă contribuția la realizarea unei echipe care, de ce să nu spunem, ne dorim să ajungă în Liga C, sau poate mai sus. Și, nu în ultimul rând, suma pe care deși au considerat că este necesară pentru că activitatea se desfășoară este mai mică decât suma alocată de celălalt consiliu local dinaintea noastră, celuilalt club, dar de ce să nu spunem că în acest fel evităm solicitările tuturor colegilor 350 care ne-ar fi costat mult mai mult, deși și prin statut și prin acordul exprimat de fiecare dintre ei, nu vor mai solicita la legea 350 și toată lumea pune umărul la dezvoltarea echipei de fotbal sau echipelor de fotbal, pot fi mai multe, nu? Fiindcă deja este vorba de 8 echipe de juniori și formarea unei echipe de seniori. Eu consider că prin acest lucru am rezolvat foarte multe doleanțe, atât ale celor care practică sportul, cât și ale cetățenilor din Turda. Așa cum a spus-o totdeauna, vom ține la dezvoltarea sportului turdean și vreau să vă anunț că mai am un proiect în vedere pentru realizarea unui club municipal de care se conțină toate disciplinele sportive de afară, amatori și popor, inclusiv box, basket, volei și tot ce mai este. După care va trebui să începem prin școli să dezvoltăm campionate între elevii școlilor din Turda. Dacă sunt întrebări, vă stau să vă mulțumesc. Poftiți, domnul consilier Tăudici. Stimați colegi, la proiectul ăsta de hotărâre spun doar atât. Este un proiect al Consiliului Local, în care Consiliul Local are 94%. La acest club putea să se asocieze și restul cluburilor. Nu trebuia retras acest proiect. Mediul socializației pot fi schimbat, faptul poate fi schimbată, și sub acest club să putem înscrie și alte grupuri. Dacă mai sunt și alte puncte de vedere, dacă nu, cine este pentru adoptarea acestui proiect de hotărâre? Împotrivă? Abține? Vă rog să considerați. A trecut proiectul, trecem și noi la următorul proiect de adezii. Proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Turda cu Asociația Sportiv Sticla Iașiul Turda, Asociația Sportivă cu Sportiv Sinaia Turda și alte persoane fizice, precum și aprobarea cotizației lunare către asociații. La acest proiect de hotărâre există un amendament, mai puțin domnul consilier, vă să vă rog și cuvântul, poftiți domnul consilier să vă mulțumesc. La articolul 2 din actul constitutiv, pentru că au fost discuții cu coda de participare a unor asociații, am pus la fiecare dintre consilieri cu masă modificările care perioada care au fost făcute de către departamentul. Mulțumesc! Poftiți! Domnule președinte, stimați colegi,
mea este că, într-adevăr, prea multe ramificații în această ramură de corp duc la rezultate negative. Acum 25 de ani, acum 23, 24 de ani, nu era, din punct de vedere fotbalistic, decât o singură structură. Cu rezultate mai bune sau mai slabe. Și, ca principiu, consider că această structură va întruni, în special, grupele de copii și juniori care erau răspândite la cele două sau trei structuri existente. Da, așa este. Cordeș, domnul Cordeș are dreptate. Este un om de fotbal, mi-a fost mai fotbalist, mi-a viteaz un dar bun. Dar dacă acum nu înțelegem că e ultimul ceas ca să facem acest conglomerat, să avem o singură echipă, cu mai multe echipe de juniori, o trăpăm și în acest an și la acest început de drum. Nu mai vreau să expun părerea mea, de la bun început sunt pentru asocierea și pentru contopirea tuturor intereselor în această asociație care va deveni funcțională, după părerea mea, după ce dăm avizul. Am anumite probleme, și anume, domnule președinte și stimați colegi, se menționează și în hotărâri și în raportul de specialitate se renunță la cotele pe 350, pentru că, bineînțeles, nu mai pot beneficia Sinaiu și cealaltă formațiune fotbalistică de cote pe 350. Dar sunt anumite puncte. Deci articolul 3.4 spune în felul următor. Distribuirea contribuției cade în sarcina adunării generale a Consiliului Director, care, conform prevederilor legale, răspunde de modul de utilizare a sumelor. Dar, mergem mai departe, la articolul 4.1. Municipiul Tudela va efectua plățile pentru contribuția financiară în tranșe, în limita bugetului și a disponibilului în cont la data solicitării din partea asociației. Da, director, am solicitat și în cadrul ședințelor de comisie să facem o planificare de plăți lunare în așa mod încât să nu se suprapună plățile cu societatea domeniului public, cu privatul și așa mai departe. În 11, acum dau exemplu ăsta, nu aveam, datorită circuitului financiar, plăți să facem pentru domeniul public. Părerea mea este că am lucrat în acest domeniu 4 ani de zile și în condiții destul de grele, fixam o dată. Deci adunarea generală a acestei asociații să fie cu propuneri să fixeze o dată. 24-25 ale lunii în care se face plata către asociație. Dar în limita disponibilului. Ce înseamnă asta? Probabil că atunci în 24 sau în 25, cu toate documentele justificative, nu avem suma respectivă să achităm întreaga sumă. Facem plata cu suma pe care o avem. Pentru că astea sunt condițiile pe care la această dată și cu care ne confruntăm la această dată. Aș dori să se țină cont însă și de problemele apărute pe baza aprobării pe legea 69 a sumelor alocate pentru finanțare a tuturor tipurilor de cheltuieli. Eu sunt de acord, tuturor tipurilor de cheltuieli sună cam general. Aici va trebui să cerem și să solicităm un punct de vedere a Federației Române de Fotbal, pentru că aceste cazuri, și dumneavoastră, domnule președinte, chiar am discutat, aveți în apărare, mi se pare un consilier pe această temă, pe această speță, pentru că e cam interpretabilă fraza, toate sumele alocate pot finanța toate tipurile de cheltuieli salariale. Acum, adică, nu este cazul la echipa care se va înscrie în Liga 4, dar este cazul la antrenor, care la antrenor, ei prin statut, comitetul director, are prevăzut o sumă oarecare, 11.000 sau 12.000 sau 13.000. Aceea reprezintă un salariu.
cum se încheie contractele între, pe ce bază, pe ce lege încheiem contractele între comitetul director și antrenor, cum se percepe impozitul. Ia în cazul, Dumnezeu să hrănească populația, 6 miliarde nu se plăteau impozitele. Deci, de la bun început, vreau să intrăm în legalitate și anume solicit pe această cale punctul de vedere a Federației Române de Fotbal cu specificarea ce cheltuieli salariale se pot angaja pe legea 69.b. Mulțumesc! Dacă președintele Comisiei numărul 5 dorește să, având în vedere că lipsește domnul președinte, domnul secretar aici, doamna Candela Pândea, față de acest proiect, Mai
la Ieșul Turda, este fondatorul, membru fondator al acestei asociații. Practic, acest proiect de hotărâre, prin acest proiect de hotărâre, municipiul Turda va adera la o asociație care are deja o contribuție la patrimoniul inițial al asociației. Bine zice Corbiș. Eu vin și spun mai departe. Patrimoniul inițial este aportul format de numeral membru fundator în valoare de 1000 de lei. Cât la sută cu surocat? M-au și urmă spus. 980. Adunarea generală este formată de toți membrii asociați, corect. Dar domnul ministru în statut și spune că fiecare membru al adunării generale are un vot. Păi dacă eu am 98% consiliul local, e firesc, să am 98%. Nu un vot, ca și fiecare membru. Domnul consilier, numai un moment, domnul. Mama, domnul consilier, dragă. Indiferent de procent. Da, indiferent de procent, ca reprezentare, fiecare membru asociați au câte un vot, că au reprezentare financiară sau patrimoniu din 98% și după aia altă 2% împărțăm în 8, este altceva, domnul Corbiș, dragă. Ca vot, domnule, luăm, te rog frumos, deci luăm compania de apă, domnul primar a fost director. Turda are 47%, sau 46%, dar un singur 45%. Are un vot, domnule. Mai sunt 9 asociați, sau 10 asociați, sau 11 asociați. Au 0,08% și așa mai departe. Vreau să fiu explicit, domnule președinte. Dar fiecare are câte un vot. Când numărăm 10, 100, 11. Și cu asta, asta este situația cu voturile și alta este situația cu patrimoniul împărțit proporțional. Părerea mea. Să dăm cu votul inițial. Da, spuneați că ce vă deranjează în acest proiect, ce vă deranjează în mână? Scrierea sunt firește. Da, pe nu firește, fiindcă nu știu cât e asociată să mă duc noastră, dar depinde de forma de asociare și de voința națională. Dacă dumneavoastră s-a făcut un statut înainte cu 98% primăria și nu a scris că la vot contează doar un vot, înseamnă că la se conduce, așa nici nu mai contau ceilalți, că aveați aproape majoritatea absolută. Deci aici fiecare, tocmai aici intervine transparența, fiecare are un vot, nu funcție decât contribuie. Așa este și la genul de asociații și dacă vreți, eu după masă vă pun la dispoziție o lasă de statul. Financiar. Financiar. O dată, altceva. Altceva. Nu scrie, de exemplu, contribuția lunară anuală a municipiului Turda, scrie 25.000 de lei pe lună. Cât contribuie ceilalți membri? Nu scrie, ce în limita disponibilităților părinților. Nu știu dacă am mai făcut asociații, domnul primar, sau n-am făcut, dar așa ceva, când eu sunt acționar într-o firmă, 1%, 9% contribui și scrie de el. Așa, cine poftiți, domnul, domnul secretar, vă rog să răspund. În situația în care amendamentul va trece, va fi consemnat și în, la partea de participare a municipiului Turda, cota sa și cotele părți de contribuție ale fiecărui parlamentului asociației. Ăla-i proporțional. Ăla e proporțional. N-au 8 timp, 25 de mii, după aia 1, 2, 3, 0, 25. Aș vrea să, sincer, de la această masă, chiar vreau să felicit. Mai ales că am discutat, primul proiect mi-a și spus de vedere,
să felicit primarul care a gândit proiectul ăsta și mă bucur, contrar poate în viață niște animozități, ceva care am avut niște din negru sumbie cu gipul întârzat sau cu artul, dar chiar e respect, chiar i-am numărit, totdeauna au activități, au fost rezultate. Bravo! Și mă bucur că sprijin și proiectul ăsta. Mă bucur că sprijin și alte persoane fizice, cu oameni care nu fac fost. Și pot la lucrul ăsta, indiferent că ani de zile, ne-am tot țigănit, ne-am tot, că toți vrea să pricepe la fotbal, de-aia nu s-a realizat niciodată nimic. Că toți își dau părerea. Ei, de data asta, să sperăm că va fi un proiect bun. Însă mai am totuși o întrebare. Ce se întâmplă? Deci clubul de fotbal Sinaia nu va mai activa ca și club distinct în campionat? Va toate cluburile vor activa sub același steag? Că dacă vor activa separat în continuare, atunci ar trebui să primească și ei finanțare. De unde? De acolo 350. Scrie că nu. Dacă reprezentanții, domnul Alu, o dată, nu lasă pe post adresat întrebarea, dacă doriți să răspundeți. Deci clubul Sinai, practic, va intra în asociarea cu primăria, iar singura activitate va fi legată de copii și echipa mare din Liga 4. Ce-a fost Liga 5, ce se va desfința o formă. Deci, practic, vor fi legați numai de clubul asociat cu primăria. Deci de două proiecte. Că nu, pe 350. Deci pe 350? Pe 350 nu se va mai cere absolut nimic. Deci rămâne pe singura asociere cu primăria, pe nouă proiect. Mulțumesc. Și continuați de la copii, de la părinții, mă trebuie să nu mai lua? Până la 12 ani se va percepe o taxă de 50 de lei. Și asta vă putem și specifica de ce. Păi se spune că e taxă de formare, domnule. Există numai pe statutul Federației Române de Fotbal, orice copil care este pregătit de un anumit club, numai la vârsta de 12 ani, clubul poate beneficia de o taxă de formare. Până atunci copilul poate să meargă în orice moment la orice altul. Și atunci este normal ca el să vină cu o anumită sumă, pe lângă ceea ce susține ceilalți medici. De ce? Dar nu.
formă, da. Alte funcții. Nu mă încă la ce s-o vreți să facă. Am o mențiune așa, ca să fie în părintele de doi membri și atunci am vom accepta ulterior pentru act adițional, încă un membru din Consiliul Local și încă un membru din... De ce de vorba de antrenor? Dau 7 de angajați pe țară sau 114, ci sunt peste jumătate cu salariul peste 2200. E o societate profitabilă. În acest context am văzut că are sume afectate pentru sponsorizare. Ei, uite, am găsit clientul. Sponsorizare la AMBA și sponsorizare la FOBA, că ăștia banii societății cu care scade presiunea asupra Consiliului Local. 250 la Hambal și 25.000 de lei la Flobal. Deci recomand și domnului Sesia, domnului Sărjan, care este reprezentantul nostru în această asociație, să ia contact urgent cu Consiliul de Administrație, cu directora și să încheie contractul de sponsorizare, pentru că cifrele ca atare le permit să încheie aceste contracte și să scade presiunea din punct de vedere financiar asupra Consiliului Local și a primăriei respective. Mulțumim, domnul primar, așa să-i dăm. Ceea ce privește toate mine, mi s-a dus la cunoștință faptul că sunt aceste infiltrații la pereți. Am luat legătura cu antreprenorul acestei lucrări. Este încă în garanție. Am făcut deja documentele necesare pentru a lua cunoștință de ce fac. Am discutat personal cu patronul la fotbal, domnule primar, dacă îmi permiți. Domnule primar, dintr-o sumă 250, dacă dai 5.000 la fotbal, părerea mea, și 10.000 la handbal, este o sumă rezonabilă.
Deci reprezentanții ar putea să ia acord. Numai că este chiar recomandabil să ia acord cu Consiliul de Administrație să încheie aceste contracte de sponsorizare. Și scade presiunea pe noi. Da, consider că se pot face aceste lucruri, dar că trebuie să prima din care se iasă și să avem un avantaj. Adică suma de sponsorizare, conform legii sponsorizării actuale din România, nu presupune eligibilitatea tuturor sumelor și o să avem foarte mulți bani care nu sunt eligibili la impozitare. Adică pentru ei, la efectuarea cheltuielilor. Se va plăti impozit pe niște note care de sponsorizare. Sigur că se pot găsi formule de publicitate, de afișare de vedere pe interiorul sării sau la portul pe stadion și așa mai departe. Deci și aici trebuie să vedem ce doamna contabilă mai încă și că mă rog să țină cont de aceste lucruri. Domnul consilier Igor, vreau să-l felicit pe domnul consilier pentru idee. O să mă duc și eu să cer ceva bani ca și sponsorizare de la doamna directoare, mă gândesc că acum, în vedere că aveți o vârstă mai degrabă, că vreți la spital decât la fotbal. Mulțumesc! Poate juca și la echipa asta. Domnule, se spune că întotdeauna dăm calul care trage. Sau din asta eu chiar vreau să felicit Consiliul de Administrație și conducerea executivă. În timpii 2 ani, poate că au fost singuri pregătite din timp aceste etape, dar în timpii 2 ani chiar au fost niște toate deosebite. Acum le luăm 21% în plus dividende, tot pe ei sponsorizări, reclame, publicitate. Domnul primar, de ce am luat cuvântul? Cred că aveți noastră în vedere și împreună cu conducerea executivă ar trebui acolo din cât le mai rămâne bani și să mai veniți alte etape de dezvoltare ale staliniei, special un lift. Mina e o să fie departe și de aia trebuie să gândim că trebuie de luăm bani. Legea ne permite să facem una unică, trebuie să și le lăsăm bani de dezvoltare. Mulțumesc! La investiții au plan. Dacă mai sunt alte intervenții, pe marginea acestor lucruri. Mă plin. O discuție cu doamna director și cu o parte din administrație, prefer la dezvoltare, sigur că asta trebuie făcut în primul rând și lăsați până în dezvoltare, dar toate lucrurile trebuie dezvoltate într-un context mai amplu și în acest moment avem posibilitatea să fim într-un parteneriat public-privat. Deci exista în opțiunea doamnei director o participă din acel proiect grandios de hotel de 5 stele, ca să se dezvolte un culoar în stânga culoarului de acces acum în mină și un restaurant la capătul acestea, înspre la Cotrăgău. Dar asta este un mic detaliu din acel proiect amplu, iar acum există, am avut discuții cu niște investitori care ar dori să realizeze acest proiect în întregul lui. Am discutat și cu doamna Danciu, cu proiectanta acestui hotel, dorește să vină la Tota să avem o discuție, fiindcă valoarea execuției este mare, se pare că numărul de camere este cu 8 etaje, numărul de camere este insuficient de mare pentru amortizarea mea rapidă investiției și atunci va aduce niște modificări, dacă există intenția serioasă acestui proiect, pentru a-l aduce la 250 de camere. Vom avea aceste discuții cât de curând și vom informa dacă această investiție începe să dea roade și bineînțeles că acest lucru va fi pe un parteneriat public-privat, ceea ce este dorit în tur, dar nu numai în domeniul turismului, ci în multe alte domenii. Dacă nu mai sunt alte intervenții, domnul Anca și-a refuzat de la replică, trecem la votarea de proiectul sau a rămas cu replică. Trecem la votarea proiectului, în ansamblul său, cine este pentru, împotrivă, abține, nu sunt.
Proiectul hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și principalul indicator tehnico-economic ce atendeți obiectivului de investiții, reabilitarea farmacelor polinfecțioase și oncologice, oncologie la Spitalul Municipal Borda. Dacă e inițiatorul proiectului de legi de intervină? Sunt o populație de la 1200 de locuitori jurne, au doar două comene, solicită, bineînțeles, deșeurile sunt deversate și prăștiate pe o suprafață, solicită suplimentarea de către ADP și, bineînțeles, operatorul de salubritate să degajeze acea zonă. Nu este vina și a locuitorilor, care sunt indisciplinați și poate ar trebui să fie și agenții de poliție acolo ca să semnaleze unele sancțiuni în privința aceasta. Vă mulțumesc! Mulțumim! Acum să dați pe foarte Dumnezeu! Ca să nu fiu etichetat drept un critic permanent, vreau să felicit executivul pentru suplimentarea coșurilor de gunoi în oraș. Culoare, culoare. Este o acțiune lăudabilă, lipseau aceste coșuri cu siguranță, dar totuși o mică critică, cei care se ocupă de degajarea coșurilor de gunoi să o facă mult mai des. Există zone în care polia coșurilor de gunoi se face la perioade destul de mari. Aș dori să dau replică stimatului nostru coleg, domnul Anca. Cu problema strada Anurului a mai fost atacat și în campania electorală și pentru o corectă informare aș dori să vă spun, aceea este o lucrare a E.ON Gaz care a fost contractată cu societatea din Târgu Mureș. Eu nu am avut sau societatea la care sunt acționat, nu am avut activitate la lucrarea respectivă, decât strict la instalațiile de utilizare, partea aeriană. Și tot pentru clarificare, strada este refăcută. Am întrebat personal, societatea la Târgu Mureș a avut contract cu societatea domeniului public, strada a fost refăcută, asfaltată, inclusiv trotuarele, deci tot ce a fost degradat și nu de acum, de multă vreme. Dacă sunteți mulțumiți. Nu, pentru că domnule consilier Scupă și Dragă, autoritatea de construcție prevede clar. E un gaz cu mai litrat la aceea. Trebuie să ducă la starea inițială. E dreța mea. Okay. Bun, e bine și așa, că am mai plătit odată. Și strada a fost readusă la starea inițială de către domeniul public. De către domeniul public, la contractul avut cu societatea care a cauzat respectivele lucrări și a plătit către domeniul public acele lucrări. Am înțeles. Vă rog să verificați. Verificăm. Așa, o întrebare, revin cu ea, legată de marcajele rutiere în zona de la sensul giratoriu Microtreștiu, că este în administrarea CNADN-ului, dar foarte mulți cetățeni au solicitat să inițiem demersuri pe lângă CNADN, de vederea de facerii marcajelor rutiere, mai ales este zona comercială. S-au mai întâmplat câteva accidente, lumea nefiind din oraș nu cunoaște sensurile de mers. Chiar aseară s-a întâmplat în față la unul dintre magazinele respective, camionul pe contrasens, neavând nicio delimitare, l-a oprit în partea din fața numele autoturism. Și dacă se pot face demersuri în vederea refacerii acestor marcaje, la solicitarea care a trimis-o către CNADN, mi s-a răspuns că nu mai au contract de marcaje rutiere și vor încheia un nou contract de marcaje rutiere la finalul lunii septembrie. Totuși, eu cred că e o problemă destul de importantă pentru municipiul nostru. O altă problemă care a fost ridicată de către cetățeni și pe care am constatat-o și eu, din păcate, este cea legată de săpăturile în vederea exploatării de balast în zona cimitirului de peste linie. Duminică am fost în zonă. Din păcate, săpăturile se efectuează la 2 metri de limita gardului, aproximativ 3 metri de linia mormintelor din cimitir.
Domnul primar, cu siguranță cunoaște problema cu propriile de gunoi neautorizate și am și văzut răspunsul dat de dânsul. Dar cu aceste gropi care se exploatează acum, se va ajunge în aceeași situație, vor fi gropi cu noi neautorizate. Ar trebui întărite măsurile și verificat ce se întâmplă acolo, mai ales că sunt zone din perimetrul municipiului Turda. Vorbesc aici și cimitirul de peste linie, și cimitirul din zona Poiana, și cimitirul de peste linie în zona cartierului Primperii. Nu este o imagine foarte plăcută pentru cei care merg să pună o lumânare, șofoare la mormintele celor trecuți în lumea de dincolo. Încă una și mă duc. Revin cu solicitarea legată de parcul din Turda Nouă. Nu mă plictisesc, am cumpărat doar de ceva de interpelări legate de acel parc. De problema cu Joric. Este un parc în care merg foarte mulți turiști. După ce provă, vă invit să faceți o vizită în parc. Nu este o imagine plăcută, nici din punct de vedere vizual și nici din punct de vedere olfactiv. Mirosul care se degajă este insuportabil și locuitorii din zonă, chiar și turiști, m-au întrebat ce se întâmplă cu parcul, poate totuși în colaborare cu compania de pompieri sau cu inspectoratul de situații de urgență se poate găsi o soluție referitoare la problema celor ciori din parcul din Turda Nouă. Mulțumesc! Mulțumim! Ca și o rezolvare la problema cu ciorurile, nu știu cât de valoarele ar fi, dacă a ridicat colegul, însă la după ce adresă la JBS Cluj, împreună cu poliția, din Intravilan, se pot invita următoare să cumpără muniția și să anunță perioada, se pot invita, având în vedere că este Intravilan. Problemele cu ciorurile Cluj, știu că nu se poate și nu s-au putut niciodată rezolva definitiv. Eu am avut să aduc la cunoștință o altă problemă, mergând după principiul că facem vara sanie și iarna car. Vom intra într-un blocaj financiar privind spitalul, din punct de vedere, având în vedere managementul spitalului și gândind că vrem să facem o dezvoltare continuă la spitalul, vrem să înființăm noi compartimente de specialitate, să fie cât mai complexă de servirea medicală. La primire, în organigramă avem multe 100 de posturi care nu sunt bugetate, nu sunt bani, dar înființăm noi compartimente, clar că va trebui bugetate. Va trebui gândit o strategie de finanțare, de acoperit, de preluat, măcar cheltuielile cu întreținerea spitalului și aici vorbesc caz, încălzire, apă și alte cheltuieli. Poate că ar fi benefic de luat în calcul apa la un alt preț. Trebuie văzute niște făcute niște dimensiuni, dacă se poate, nu știu. Acum, destul de grea, știm că sunt domnul manager, este într-o perioadă de 3 luni de interimat. E o perioadă destul de vulnerabilă, încă nu se știe cine va fi următorul manager, probabil de dumneavoastră, că de sau cum acesta. În perioada aceasta de vulnerabilitate sunt multe scăpări. De asta zic că ar trebui să ne gândim de pe acum pentru bugetul pentru anul viitor. Și încă o mică problemă vis-a-vis de și de colega ce zice de parcări și de există alte probleme și mai mari. Pentru mai vine dealul la Vale, dar vrei canalizatul de izvoare, vine apa din dealul și acolo